După destul de severul scor de 3-1 administrat de Naționala Greciei, cele autohtone, vinerea trecută, românii speră totuși în calificarea echipei noastre la campionatul mondial din Brazilia. Voci din cadrul echipei României susțin chiar că sarcina Franței este mai dificilă decât a noastră spre a se califica pentru Brazilia. Giurgiuvenii, la rândule, speră mult în râvnita noastră calificare, însă o parte a acestora îl învinuiesc pe Pițurcă de alcătuirea neatentă a 11-lui pentru prima partidă cu grecii. Nu am bat precis, am încredere în fotbaliștii noștri, că mâine se vor mobiliza și vom învinge. Vom merge la mondial. Ar fi frumos, dar dacă menține aceeași echipă ca la greci, nu. Nu cred. Nu ne pare bine. Și cam care credeți că ar fi suportul acestei idei? De ce? Am jucat foarte slab. Nu avem echipă bună. Ce să mai discutăm? Îi batem! E cam greu, dar totuși zic eu că se poate. Sper să câștige. Faptul că Maxim ori Torje nu au fost văzuți de selecționerul român ca titulari, îi se reproșează lui Pițurcă. Vreți să-i reproșați antrenorului ceva pentru meciul? Da, că nu l-a introdus pe Maxim. A fost greșeala pe care a făcut-o. Nu a avut o inspirație în a încălpui echipa. În primul rând, eu unul cred că și în seara asta, deci, mâine seară, ce am văzut echipa care e probabilă, cu Bănel Nicoliță în locul lui Torje, nu. Trebuia să spun, Maxim să fie băgat mai dinainte, așa aveam mici observații, dar sunt lucruri care mă depășesc pe mine. În așteptarea partidei de mâine seară, dintre România și Grecia, giurgiuvenii par foarte hotărâți să ne calificăm. Sigur că sunt și voci care afirmă că România nu are nicio șansă să se califice la mondialul din Brazilia. Giurgiuvenii care nu vor putea fi însă pe stadionul din București se vor mulțumi probabil să urmărească partida naționalelor de juniori dintre România și Germania, partida care se va desfășura aici, pe stadionul Astra, cu începere de la ora 19. Pentru ambele echipe naționale, cea de seniori în meciul cu Grecia, dar și pentru cea de juniori în meciul cu echipa similară a Germaniei, meci susținut la Giurgiu pe Marina Anastasovici, mult succes!